Pe malul Văii Gioagiului, într-un peisaj pitoresc, funcționează încă o moară cu apă rămasă din strămoși. Decorul a rămas la fel și făina proaspăt măcinată te duce într-o lume de demult care a rămas neschimbată în timpurile noastre. Unde veți merge dumneavoastră la familia Pop, practic urmașul lui Bobăiră Nicolae, al lui Banda, cum îi spunea, este într-adevăr arhaic, așa cum a fost în urmă cu sute de ani, lucrează pe apă, apa foarte de iarna, niște condiții deosebite, îngheață, trebuie să spargă gheața, să dea drumul să învârte acea moară, acea roată de lemn, o să vedeți exact tot procedeul, cum curge făina. O să fie un lucru deosebit care probabil n-ați avut ocazia să le vedeți niciodată. Eu fiind copil și crescând aici, le știu. Familia Pop păstrează această moară pentru uz propriu și pentru vecinii care cunosc adevărata făină de mălai. Moara la ora actuală e în perfectă stare de funcționare, cum a fost și acum 150-160 de ani aproximativ. Asta e a treia generație, dacă nu și mai bine. În stare perfectă, funcționează cu apă, dar problemă, când viiturile mari vara se mai ăla sau iarna când temperaturile scăzute sub minus 7-8 grade, nu mai funcționează. În rest, ne străduim să o întreținem și să lucrăm cu ea, mai mult pentru noi, pentru familie. Oamenii nu mai prea vin, că deja ori făcut mor la curent și nu mai țin animale. Calitatea la făină, calitatea întâi, super, mai ales de mămăligă. Nu măcinăm numai de mămăligă și hurleală pentru animale, pentru păsări, pentru vaci, porci. La bună, vecine! Bună, vecinule! Șef, stă-te la sărbărit, stă-te la oameni! Aștept clienții! Uite, am luat clienții, să fie la oameni! Da, cum să nu! Adică mămăligă, știi tu cum? Moara funcționează ca și acum mai bine de 150 de ani și îndelenicirea de morar a fost lăsată moștenire din generație în generație. Aici, la mora asta, de apă, vecinul, la Pop, face o mămăligă, e și golă să mânci, nu numai cu brânză și cu friptură și cu de-aia, și gole poți să mânci. Mere pe teatră și mere încet, nu arde ca la curent. Foarte bună mămăligă face. Pietrele morii se învârt de fiecare dată când bucatele de pe masă cer o mămăligă bună. Și cum lângă mămăligă arată bine o brânză bună, familia Pop ne-a arătat și brânza de oaie făcută în gospodărie. Să bem și un păhărus de jinat. E bună! Ăla face pofta de mâncare. Dacă nu-i jinarsul, nu avem poftă. Dar cum? No, hai să trăim, domnule, sănătate! Vesige, bă! Servicul, mărită! Pune-te la mine, Sebastian! Serviciu-vă! Serviciu-vă! Asta se mâncă, nu cu furculiță să o împrăștii pe jos. Asta e furculița, e bună. Mâncarea de bază la țară. Făina e foarte bună din porumb. Chiar porumb pentru mămăligă. Ales anume pentru mămăligă. E foarte, foarte sănătoasă și foarte gustoasă. Și contează mult și pe ce moară e măcinată. Cu pietri care altfel se macină față de moară la curent, nu se arde făina, e natural, e produs natural. Întreg reportajul despre moara cu apă din Gioagiu de Sus poate fi văzut în cadrul emisiunii Cărări Bătute.